dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Super Mondial. Discutăm și despre a doua semifinală a turneului din Qatar și vorbim despre Franța versus Maroc de la ora 21. Și pentru asta, alături de Daniel Nazare, avem un invitat special, pe domnul Andrei Trifan, redactor șef ProSport, și îți urăm bun venit. Bine v-am găsit. Alături de noi trebuie să facem această emisiune să bubuie, pentru că am aici doi domni, ce zic eu, de un nivel înalt. Aș vrea să știu care este favorita ta în această partidă, pentru început. Franța. Cred că Maroc, fără emoții? Fără emoții, da. Cred că Maroc și-a epuizat, să spun așa, minunile în acest turneu. Au și câteva absențe africanii. Plus că Franța mi se pare că avea acest hop numit Anglia, pe care dacă îl depășește, are șanse mari să devină campionă, să-și păstreze, de fapt, titlul de campionă mondială. Ceea ce nu s-a întâmplat multora. Nu s-a întâmplat, da. Și are aura asta de echipă foarte puternică. Nu-i văd pe marocani să elimine și Franța. Stai că, de obicei, domnul Daniel are el așa un feeling. Tu? Să știi că probabil și marocanii, și arabii, și africanii o dau favorită pe Franța, e normal. Dar dacă facem o analiză, ne uităm în primul rând la faptul că Franța marchează foarte mult, da, a dat 11 goluri până acum, este o echipă în forță. Dar dacă ne uităm câte goluri a primit Marocul, și o să vedem că de 4 meciuri n-au luat gol, deja începem să fim mai realiști. Un singur gol și ăla, de fapt, autogol, da? Da, și de 4 meciuri n-au primit gol. Este totuși o performanță și cred că lucrul ăsta îi pune pe gânduri pe francezi. Cum vor desface această apărare? Sigur, între timp e o anumită uzură, au trecut niște meciuri, crezi au mai obosit mai pot, și... marocanii? Nici eu nu cred că mai pot. Sau sunt purtați de adrenalina aceasta? Întrebarea e cât vor rezista. Dacă vor rezista o repriză, 60 de minute, o jumătate de oră, eu cred că despre asta se poate vorbi. E o diferență mare, deja e o surpriză Marocul. Eu cred că ar trebui să trateze meciul foarte lejer, dar ei sunt foarte încrâncenați pentru că au o șansă istorică. Nu știu când Marocul se va mai deja au făcut confrunta. Istorie. Au da? Făcut, da. În poate să mai facă. Prima țară africană ajunsă în semifinale. Știi cum e cartea de istorie? Are 200 de pagini, dar poți să o faci de 300, de 400. Depinde dacă reușești ceva, bineînțeles. Andrei, în ce măsură te-a șocat, poate, nu surprins, nivelul la care a ajuns Maroc la acest turneu? Da, nu pot să spun că era una dintre echipele la care mă așteptam să facă... De surprins ne-au surprins pe toți, cu siguranță, exact. Cred că s-au surprins și pe ei. Da, exact. Adică... s-au autodepășit, asta este clar. Au câțiva jucători la echipe de top din Europa, da. Și asta contează foarte mult, adică Ziyech, En-Nesyri, Bono, în poartă, adică sunt niște jucători. Hakimi, nu mai zic de Achraf Hakimi, adică acolo îți dai seama de fapt de nivelul pe care îl are un jucător, penalti decisiv, te duci și dai scăriță cu atâta lejeritate și cu atâta încredere. Într-un moment câte care... a văzut la PSG, cred că... Da, la PSG este altceva, pentru că acolo ești înconjurat de super fotbaliști, nu se așteaptă la tine să fii decisiv și nu era un astfel de moment. Să ne imaginăm că ar fi fost un sfert de final în Champions League, cred că lângă Messi, Neymar și Mbappé, dacă ar fi ajuns să bată, nu știu dacă ar fi avut chiar acest curaj. După care, după ce dă gol, imita acel dans care era specific pentru colegul său. Adică aici cumva arată că au ajuns aici pentru că au un mental foarte, foarte bun. I-am văzut cum sărbătoresc alături de familii, de mame în principal și asta e o trăsătură a lor, da, și arată, sfântă, da. Arată că sunt foarte, foarte uniți. Dar încă o dată, eu nu cred că blocul lor organizatoric care i-a ținut până aici atât de bine poate să reziste unei echipe în care sunt niște jucători cum ar fi Dembele, de exemplu, care n-a făcut nicio partidă mare. Și de obicei așa se întâmplă. La un astfel de turneu, sigur, sunt jucători foarte mari care vor apărea și vor decide meciurile. Un Dembele, un Griezmann, care iar în meciul cu Anglia a fost mai mult muncitor decât a mai mult acărat pianul decât a cântat la el. Sunt convins că o să-i facă o partidă bună. De Mbappé și de Giroud deja nu mai avem ce să mai spunem că practic au dus în spate naționala. Aș vrea să vă invit, apropo de acești marocani și atmosfera creată în jurul lor, să urmărim și cum au fost primiți la hotel, cum au trăit și revenim. Thank you.
Ei, domnilor, aici am văzut cum au fost primiți după ce au lăsat Portugalia în afara turneului, l-au trimis acasă pe Cristiano Ronaldo și trebuie să vă mărturisesc, probabil și voi ați observat, echipele ce câștigă și francezii sunt așteptați la stabilimente așa, cu baloane, confeti, dar sincer aici mi se pare puțin mai accentuată sărbătoarea, parcă bucurie e și mai mare, sunt mai multe baloane. Da. Greșesc? Nu. Aici nu-mi dau seama dacă mai sunt și membrii din familiile jucătorilor cumva sau membrii staffului chiar sunt marocani, pentru că e posibil și asta să fie, pentru că am văzut stewards marocani care se bucurau la lovitură de partajare. Și atunci e posibil să fie cumva atmosfera asta creată și de oameni care chiar simt și se bucură pentru ei. În general, marile echipe, și am văzut că toți trăiesc foarte, foarte puternic aceste momente, sunt foarte emoționați și în special în zona asta de bucurie. Am văzut și vestiarul francez bucurându-se după succesul cu Anglia, vestiarul celor argentinienilor după victoria cu Olanda și inclusiv la hotel. Asta arată că mai presus de toate și ei sunt oameni, deși pe mulți dintre ei vedem așa într-o bulă a lor fantastică în care învârți zeci de milioane de euro și au probabil șef privat și eu știu iahturi și așa, dar când vine vorba de bucurie și de importanța asta a victorilor pentru echipa națională, toți sunt oameni și trăiesc la maximum. Daniel, Franța a încasat fix câte un gol în fiecare din cele 5 partide până acum. Franța are un Giroud, un Mbappé, care au dat istoria peste cap, l-au și pe Loris. Au un Didier Deschamps foarte pragmatic. Tu ai mai spus despre selecționerii care reușesc să schimbe așa un pic mentalitatea și te întreb, experiența câștigă aici? Pentru că nici Franța nu e tocmai odihnită. Ok, au avut fiecare câte experiența, 3 zile de odihnă. Poate face diferența, dar să știți că și Marocul și Franța aparțin aceleași școli de fotbal. Dacă ne uităm la lotul marocanilor... Păi și declarațiile, am văzut că suntem înfrățiți, sunt frații noștri. Da, adică... dar 70% din lotul Marocului are cetățenie franceză. Sunt crescuți în Franța, sunt crescuți la academiile din Franța. Asta s-ar putea, per total, să fie în dezavantajul francezilor. Că se confruntă, practic, cu sistemul lor de antrenament, de joc, de academie. Foarte mulți marocani, cei care sunt foarte buni, n-au rămas în Maroc să joace. Sau dacă erau foarte tineri, au fost preluați de academiile franceze. Au fost duși acolo, formați, sau joacă la echipe din Franța. Este un fel de, cum să spun, sunt două culturi, cultura arabă, cultura franceză, dar aici la fotbal au una singură și e cultura franceză de fotbal. Ori s-ar putea francezii să aibă probleme chiar cu ei, că e același sistem. Ar fi un șoc? Eu cred că ar fi un șoc, pentru că discutam și ieri de Croația cu Argentina. Franța-Croația a fost finală. Ele, dacă ajung acolo, și-au atins obiectivul. Pentru celălalt e un bonus. Dar pentru Franța să n-ajungă în finală și să te scoată Marocul, e o problemă. Dacă te scotea Anglia, cum spunea Andrei mai devreme, dacă te scotea Brazilia sau Argentina, mai era o discuție, te-a scos cineva. Dar dacă te scoate Marocul, ca în cazul Portugaliei, e o mare problemă. Vă mai invit să vedem un moment deosebit, pentru că vorbeam de acești jucători și uitați, Hugo Lloris a ajuns cel mai selecționat fotbalist din istoria națională, cu 143 de prezențe, și Antoine Griezmann a devenit jucătorul cu cele mai multe pase decisive din istoria națională, cu 28, și au avut parte de un moment deosebit. Îl urmărim și revenim. Toujours aussi honoré de porter le maillot des Bleus, même après 143 avec sélection. Et je tiens vraiment à remercier les coéquipiers, le staff, tout l'encadrement, pour avoir rendu ce match aussi spécial, parce que battre les Anglais en quart de finale de Coupe du Monde, ça restera un souvenir personnel pour moi, mais également pour ma famille qui était présente. Et pour ça, je tiens vraiment à vous remercier. Et maintenant, on va bien préparer cette demi-finale face au Maroc. On aura besoin de toutes nos forces, toutes nos énergies, et en sachant qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à réaliser, les mecs. Donc voilà, je pense qu'on en a tous conscience, mais on va continuer avec sérénité, avec calme. Mais voilà, il faut que ça vienne d'ici. Hein. Voilà. Merci.
sans vous, il n'y aurait pas de phase décisive. Merci pour l'état d'esprit de tous les jours, les mecs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, les kinés, le staff, les vidéos. Merci pour tout. Et voilà, il reste encore deux matchs, on peut le faire. Être bien concentré, focus. Et voilà, profiter parce que Kix, je crois, il est à 10 passes décisives d'être à 28, donc je vais profiter de ce moment. Et non, merci beaucoup et à mercredi. Domnilor, deși presiunea este extraordinar de mare, trăiesc tot felul de momente de genul acesta. Par foarte apropiați după atâtea discuții legate și de selecții. Ce părere ai, Andrei, despre ce se întâmplă acum în Naționala Franței sub comanda lui Didier Deschamps, unde se depășesc tot felul de borne? Uite, se stabilesc recorduri după recorduri. Sunt două aspecte aici. În primul rând, actuala Naționala Franței, din care lipsesc niște jucători de genul Benzema sau Pogba, cumva a devenit mai unită, pentru că jucătorii, atunci când simt că marile individualități lipsesc, tind să compenseze prin unitate, prin dăruire. Deschamps este un lider, adică a fost un lider și ca jucător, e campion mondial ca jucător, campion mondial chiar ca antrenor. Chiar și așa contestat, știi, prea bine. Contestat ca să se întâmplă și peste tot. Și... Da. Francezii oricum sunt foarte exigenți, asta nu ne miră. Pe de o parte. Pe de altă parte, la echipa națională se întâmplă de foarte multe ori ca jucători care nu reușesc să obțină performanțe atât de mari la nivel de club sau care trec prin momente grele, și aici mă refer la faptul că Lloris, spre exemplu, la Tottenham nu a reușit să atingă un nivel al performanțelor maxim, nu a reușit să câștige o Liga Campionilor, nu a reușit să câștige titlul în Premier League, are un concurent care se accidentează într-un moment în care avea șanse să devină titular, și aici mă refer la Mike Maignan de la AC Milan, se accidentează și el ajunge să apere din nou, să fie titular și să facă un turneu final excepțional. Griezmann, pe de altă parte, pleacă de la Barcelona, unde a fost un eșec total, se întoarce la Atletico, unde a fost primit la început din nou cu reticență, dar are, cum să spun, evoluții foarte bune, dar echipa iese din faza grupelor Ligii Campionilor și atunci vii la echipa națională și regăsești un climat în care poți să faci performanțe, să-ți demonstrezi valoarea, da. Și automat e ca o familie, te simți foarte bine și normal când atingi 143 de selecții, spre exemplu, ce mai poți să mai spui în Naționala Franței? Adică ești o legendă, chiar dacă poate numele Lloris pentru mulți nu e atât de sonor, dar el cu siguranță pentru cei de acolo reprezintă mult. Cu Daniel am mai discutat despre ce se întâmplă la Maroc, despre acest Walid Regragui, dar sunt curioasă și care este părerea ta despre acest selecționer teoretic apărut așa, boom, da? Deodată, care a făcut efectiv, nu știu, și o criză, a avut un discurs așa, nu vă mai atribuiți merite, pentru că sunt de 3 luni aici și am fost cam singur și la primul meci n-am avut multă lume alături, dar doar băieții aceștia merită. Nu eu, a insistat. Nu este meritul meu. Cea da. Lor că au asimilat în 3 luni tot ce am pregătit. Eu sunt foarte atent la detalii în ceea ce privește selecționerii și imaginea asta pe care le vedem de acolo din tribune, de multe ori spun foarte mult despre cum sunt ei ca oameni. Cum s-a dus la familie. Și, da, pe mine altceva m-a impresionat. În momentul când executau lovitorii de pedeapsă de departajare și rataseră deja două adversarii, toată banca și tot stafful se dusese în teren, iar el a făcut calm, da, da, și a transmis o liniște, care este foarte importantă pentru cei care urmează să execute, pentru că în comparație, să spun așa, Luis Enrique, pe care eu îl consider un antrenor foarte bun, dar l-am văzut cum a trăit acele lovituri de departajare și dacă priveai pe el ca jucător, nu-ți trimitea încrederea aia. Și Regragui cred că asta a reușit. A reușit să le aducă o liniște și o încredere că se pot lupta cu cei mai buni. Eliminarea Portugaliei este o dovadă în acest sens, pentru că... Bun, dintre toate echipele, mi se pare că Portugalia era echipa care avea cele mai multe aturi, adică jucători ca Bernardo Silva, Bruno Fernandes, nu mai zic Cristiano, Ruben Dias, Cancelo, etc. Pepe, da? Adică sunt niște valori atât de mari încât antrenorii foarte greu poate să facă diferența acolo. Și uite, a reușit să-i unească, să dea totul, au intrat, mi s-au părut foarte maturi, adică n-au fost, chiar dacă într-adevăr s-au apărat, nu au bubuit mingile, nu au încercat să joace, cum să spun, totul doar pe defensivă, da? Cât au putut,
au încercat să arate și ei că sunt fotbaliști și sunt și niște surprize. Un Noahi sau chiar și acest Cedira care era un pic amuzant acolo, pentru că era clar, da, vezi, se simte un pic că au chestia asta de fotbaliști, trucurile astea, adică nu sunt naivi, pentru că în general naționalele africane dădeau așa dovadă de oarecare naivitate în fața rivalilor europeni și aici cred că s-a făcut marele progres la acest turneu final. Toate naționalele africane, Senegalul, Camerunul, meciul cu Brazilia, da, arată că au făcut un pas înainte, știi? Haideți să urmărim două scurte declarații și din partea selecționerilor, Walid Regragui și Didier Deschamps, și revenim în platou cu discuția. Imposibil de rêver ça. Écoute, je suis arrivé il y a 3 mois en pompier de service. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé avec les joueurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de travail tactique pour qu'ils comprennent vraiment ce que je veux. C'est que les joueurs, personne d'autre. Comme je l'ai dit, les escrocs qui disent que j'ai fait ça, même moi j'ai rien fait. J'ai juste leur ai donné cette envie et cette rage. Merci de nous faire rêver, Walid. Big respect for this guy. Unbelievable. He's with us 2-3 months. Unbelievable. Big respect. Come on, Cyborg. Parce que bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale. Mais ils sont pas là par hasard. Hein. Bravo à eux, à Regragui, le sélectionneur, à son staff. Et on va préparer ce match-là. D'abord, je vais savourer un petit peu. Et puis, dans le moindre détail. Am ajuns și la finalul acestei emisii, dar n-aș vrea să mă iau la revedere de la voi până nu aflu de la domnii mei cum cred că se va încheia această semifinală. O primă repriză fără goluri, Daniel, prelungiri, lovituri de departajare. Eu cred că Franța se va impune, dar în partea secundă, când uzura marocanilor se va face simțită, pentru că este inevitabil la un asemenea nivel, la ritmul de joc, ei fiind neobișnuiți cu asemenea ritm, să cedeze. Pentru că eu nu sunt ipocrit și îmi doresc o finală în care să joace Franța, nu una în care să fie Marocul. Știu că pentru popularizarea fotbalului în Africa, în anumite zone, e bine să meargă Marocul în finală, dar eu cred că pentru frumusețea fotbalului ar trebui să meargă Franța. Înainte să-mi răspund și tu, Andrei, mai avem așa o statistică ce spune că atunci când Mbappé a fost titular, Franța a câștigat toate cele 10 meciuri de la mondiale. Cu Tunisia n-a fost. Păi, cred că se va întâmpla și acum. Și dacă nu va fi Mbappé titular, eu cred că va câștiga Franța. Văd un 1-0 cinstit, fără mari bătăi de cap. Deci nu vedeți niciunul prelungit? Nu cred. Nu. Interesant. Da, câte s-au întâmplat la tu acest turneu? Tu vezi prelungiri la... Te gândești că ar putea să fie prelungiri la meciul ăsta? Sincer, dacă mă întrebați pe mine și pasă cuiva de părerea mea, eu văd un 2-0. Nici măcar să marcheze Maroc. Dar... Că, na, cu toții mai jucăm ceva în perioada acestui turneu. Eu o să pun, ca să fiu sigur, o să pun și un bilet așa pe surpriză, că la câte nenorociri s-au întâmplat, o să pun și ceva pe Maroc. Acolo, să ne acoperim. Nu poți să știi. Nu poți să știi niciodată, corect. Plus, pentru istorie, ar suna frumos. Ne place, dacă nu ne Franța place? Marchează, n-ar fi ceva ieșit în comun. Dar dacă Marocul nu ia gol după 90 de minute, chiar că e o performanță. Vă mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de mine. Urmează și momentul Super Social. Cele mai tari bilete create din super pariuri, din acea combinație fără număr din minimum 3 piețe, e vorba de goluri, cornere, cartonașe și marcatori, le puteți găsi în aplicația Super Social la Superbet. În această zi, Florin Radu Răducioiu și Gică Craioveanu au postat câteva bilete despre această semifinală. De asemenea, nu uitați să intrați și pe site-ul nostru www.prosport.ro, unde aflați ultimile noutăți de la Cupa Mondială. Aceasta a fost ediția de azi. Îți mulțumim foarte mult, Andrei Trifan, că ai fost alături de noi. Sper că cum ți-a plăcut. Cum are Îți alegi o finală? Să ne revedem? Franța-Argentina. Și vrei la finala mică, la finala mare? N-am preferință. Mai stăm la o discuție? Oricând. Mai accepți invitația, da? Da, cu drag. Mulțumesc, Daniel, vă mulțumim și vouă și ne revedem cu Jurnal de Super Mondial. Mai întâi cu o discuție despre finala mică, vom afla pe parcurs și care va fi aceasta.